După cum știți, suntem în a doua zi de pelerinaj. Poate sunteți interesați cum se desfășoară, dacă se respectă, dacă nu se respectă. Dacă e adevărată treaba cu doar cei cu buletin de București au dreptul să viziteze Racla. E o sărbătoare mare pentru bucureșteni. Așa e în fiecare toamnă, vrem să știm ce s-a schimbat față de anii trecuți și cum se desfășoară lucrurile. Adina este la fața locului și ne dă detalii. Bună dimineața, Adina! Bună dimineața, este multă liniște, evlavie și disciplină, să știți, aici, în dealul Patriarhiei, unde are loc această mare sărbătoare pentru creștinii ortodoxi. Este a doua zi de pelerinaj la Sfântul Dimitrie cel Nou și să știți că oamenii respectă restricțiile impuse de această perioadă. Suntem în continuare în scenariul roșu și încercăm să facem în așa fel încât acest pelerinaj să nu ne aducă și mai multe îmbolnăviri în București. Discutăm despre cum se întâmplă această sărbătoare, ultima a toamnei, după cum se spune despre Sfântul Dimitrie cel Nou. Alături de mine Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei. Bună dimineața! Bună dimineața! Mă bucur mult să-i salut pe toți telespectatorii dumneavoastră. În spatele nostru are loc coada atât de discutată în aceste zile. Este o coadă care îmi place să cred că este una organizată. Ea înconjoară aproape Patriarhia. Oamenii stau la coadă liniștiți, așteptând să intre la Raclă. Sunt într-adevăr lăsați să intre doar cei care stau în București sau se mai fac și excepții? Aș spune că este un rând de credincioși care iese în evidență prin diminuarea lui masivă anul acesta. Toată organizarea sărbătorii Sfântului Dimitrie din acest an a fost gândită pentru ca măsurile de protecție ale noastre, ale tuturor, să fie perfect adecvate legislației în vigoare. E vorba de o atmosferă, așa cum o descria și dumneavoastră, marcată de liniște, de ordine și eu sper ca această sărbătoare, derulată în așa fel, să devină un exemplu, pentru că avem nevoie în fiecare an de aceste elemente, ordine, rigoare, igienă. Este o sărbătoare importantă. Astăzi îl sărbătorim pe Sfântul Dimitrie, Marele Mucenic, adică martir. A trăit în secolul III, a fost martirizat de împăratul Maximilian în vremea persecuțiilor creștine celebre deja din primele trei secole. Așa cum vedeți, lumea are acces pe un singur culoar, se păstrează foarte riguros distanța și marcajele pe paviment sunt foarte vizibile, iar pe platoul din stânga noastră, pe acest platou pe care îl vedeți deja în imagini, cred, sunt marcate 200 de locuri. Acesta e numărul maxim de persoane care poate să asiste la Sfânta Liturghie, care se va oficia și astăzi, începând cu ora 9:30. Măsurile așadar sunt ferme și vă transmit cu bucurie că toți credincioșii prezenți le-au înțeles, semn că le-au internalizat. Ăsta e un lucru bun și îi felicităm pentru lucrul acesta, iar pe cei care evident simt un sentiment de frustrare, de amărăciune că n-au putut ajunge și că nu pot intra în aceste trei zile, dar imediat după ele evident că pot, le transmit un gând solidar și un îndemn la înțelegere. Să înțelegem cu toții că situația epidemiologică în care ne aflăm e una obiectivă și nu are alte rațiuni asupra cărora să purtăm o discuție. Există o legislație, trebuie să o respectăm, facem cu toții parte din cetate, organismul comunitar funcționează ideal atunci când există dialog și înțelegere. Văd la fiecare pas preoți care au în mână dezinfectant, câte o sticlă de dezinfectant, dar și cutii cu măști pe care le pot da la nevoie celor care nu au sau care vor una nouă. Este o imagine nouă pentru noi credincioși să vedem că acest pelerinaj are loc la București în astfel de condiții. Poate ne așteptam să primească iconițe credincioși. Iată că acum ne-am adaptat. Această adaptare e una contextuală, firește că aceste imagini sunt noi. Voluntarii prezenți împart măști celor care doresc una în plus sau trebuie să le schimbe. Dezinfectanții, după cum vedeți, sunt prezenți. De asemenea, în baldachinul unde se află racla cu Sfintele Moaște și unde se intră în aceeași ordine riguroasă, racla cu moaștele Sfântului Dimitrie, protejată de un material transparent, foarte curat, este dezinfectată după trecerea fiecărui pelerin pe acolo. Întrucât unii o ating cu mâna, cu fruntea, dar acest lucru nu e deloc problematic, pentru că dezinfectarea se face instantaneu după trecerea fiecărui credincios.
peste 300.000 de români își sărbătoresc astăzi onomastica, le spunem și noi la mulți ani. Foarte puține femei printre sărbătorite, doar vreo 40.000, însă vedem multe doamne aici la Racla cu moaștele Sfântului Dimitrie cel Mare, cel pe care îl prăznuim astăzi. Este într-adevăr o atmosferă specială aici în dealul Patriarhiei și credem că aceasta este noua normalitate și ne dă cumva încredere că și alte pelerinaje vor fi organizate în condiții de pandemie, iată, decente, fără îmbulzeală, fără scandaluri, cum am văzut că s-a întâmplat la Sfânta Parascheva. Sperăm să nu ne confruntăm cu niciun fel de provocare, pentru că provocare pură s-a consumat atunci la Iași. Un grup care nu-i reprezenta nici pe autenticii pelerini, nici biserica, desigur, un grup relativ cunoscut, care am înțeles că a sfidat sau a ales să sfideze toate regulile, s-a infiltrat acolo. Sperăm că nu va fi cazul în București. Ar fi mare păcat să tulburăm liniștea și sărbătoarea acestor zile. În legătură cu noua normalitate, doar un cuvânt, aș adăuga noua anormală normalitate, pentru că, deși în contextul acesta e normal să respectăm aceste reguli, sperăm să depășim această stare de stinghereală și de constrângere din multe puncte de vedere, ca să revenim la viața autentică, firească, spre care tindem, adică la o viață în care sănătatea să se reinstaureze la nivel public. Mulțumesc tare mult și pentru că Sfântul Dimitrie cel Mare era făcător de minuni, vă spun că am astăzi norocul să mă aflu aici, deși nu am domiciliul în capitală. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați facilitat această transmisiune. Așadar, dragilor, suntem aici la Marea Sărbătoare a Sfântului Dimitrie. Astăzi izvorătorul de mir, cel din calendar, însă mâine Dimitrie cel Nou, Basarabov. Foarte multă lume ați văzut că vine să se închine aici la moaște. 8.000 de oameni au fost numai în prima zi, astfel încât ne așteptăm ca și astăzi numărul lor să fie destul de mare. Rămânem aici și vă transmitem care este atmosfera și în orele următoare. Mulțumim, Adina. Iată, toți colegii din domeniu sunt acolo. Nu sunt atâtea camere câte au fost pe Nordului când s-a spart casa unui milionar, dar asta